Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Astăzi suntem din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. Îi spunem bun venit domnului Liviu Miheleanu, președintele Alianței România fără Orfan. Bine ai venit, Liviu! Bine v-am găsit! Mă bucur să ne revedem de data aceasta într-un nou format, a zice o nouă emisiune, emisiune care se difuzează la postul de televiziune Credo TV în fiecare marți, începând cu ora 19. Am decis ca împreună să facem discuția aceasta pe tema implicării și neimplicării, să spunem, societății în procesul de adopție a oamenilor, a cetățenilor, a românilor în speță, pentru că trăim în România. Și a spune că e o preocupare care ar trebui să fie foarte prezentă, comună în viețile noastre. Așa că, împreună cu tine, în seara aceasta, vom încerca să înțelegem care sunt argumentele, să spunem, pro și contra procesului de adopție. De ce în România copiii sunt așa de greu adoptați? Vorbim de copii adoptabili sau copiii care au nevoie de un cămin, de o mamă și un tată, de o familie. Înainte de a intra în subiectul nostru, aș dori să ne mai spui câteva lucruri despre ceea ce faci tu, ceea ce face organizația Alianța România fără Orfani și apoi, încetul cu încetul, vom lua fiecare argument în parte și vom încerca să înțelegem și apoi să găsim o explicație și, dacă se poate, o soluție la problemele pe care le avem. Da, de când am început să mă implic în domeniul adopției împreună cu soția mea, am deschis o platformă pentru a sprijini părinții adoptivi și pentru a sprijini integrarea în familia copiilor lipsiți de îngrijire părintească și aceasta a fost o asociație, Asociația Tsubis Kids, care a devenit membră în Alianța România Fără Orfani, fondată cu ceva vreme înainte ca noi să intrăm în toată povestea aceasta și să ne dăm seama de ce se întâmplă în sistemul de protecție și în viața copiilor care au suferit traume multiple, inclusiv a abandonului. Alianța România Fără Orfani a apărut ca o nevoie naturală, pentru că atunci când ai o problemă pe care nu o poți gestiona singur, ce faci? Chem un prieten. Și cam asta s-a întâmplat cu ARFO. Au fost mai multe organizații care și-au dat seama că o problemă de nivel național nu poate fi adresată decât la nivel național. Și atunci mai multe organizații din toată țara au venit și au pus împreună resurse și cunoștințe și tot ceea ce a fost nevoie pentru a demara un proces la nivel național de conștientizare, dar și de schimbarea legislației, de a aduce training specializat pentru îngrijirea copiilor cu istoric de traumă și, da, nu în ultimul rând, pentru a contribui la schimbarea culturii adopției în România, pentru că problema este totuși destul de mare. Așa este, o problemă destul de mare, o problemă pe care și noi vom încerca în seara aceasta să o adresăm. Și dacă tot ai amintit de cultură, practic mi-ai aruncat mingea la filă. Hai să ne uităm la primul argument, care este legat de lipsa unei culturi, spunem noi, a adopției în România. De ce spun lucrul acesta? Practic este o nevoie care este atot prezentă în România, cel puțin de când ne știm noi, dar România de zeci de ani are problema aceasta a adopției, dar întotdeauna, atunci când am văzut-o adresată sau în discuțiile între prieteni, chiar noi, dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne aducem aminte și vedem că, de fapt, ne gândim la adopție atunci ca un plan de rezervă. Atunci când auzim pe cineva care nu poate avea copii sau, știu eu, ar dori mai mult decât are, un plan de rezervă ca o nevoie care se încearcă a fi, să spunem, satisfăcută în mod natural, așa cum e normal, dar și nevoia aceasta de a adopta pe cineva este oarecum așa, o rezervă, dacă se poate, dacă copilul e blond, dacă, știu eu, are sub 3 ani sau, știu eu, are ochi albaștri. Deci o cultură dintre aceasta care în timp s-a dezvoltat, s-a transmit, din păcate, de la generație la generație și are ca rezultat o mulțime de copii care de-a lungul timpului rămân în sistem, în instituțiile acestea specializate, lipsiți de dragostea aceasta unei familii. Practic, ca să fiu foarte onest, vedem că în cultura românească a adopta un copil înseamnă, de fapt, a satisface tu, cel care adopți, o nevoie, lipsa unui copil. Pe când, cred că, în alte părți, probabil, în înțelegerea corectă a adopției, explicația este și nevoia, de fapt, este alta.
Da, cred că primul turnesol sau primul dus rece, cum am putea să-i spunem, pe care noi ca și nație l-am avut în perspectiva aceasta a îngrijirii copiilor lipsiți de părinți, a fost anul 1990, când aceste imagini au apărut pe televiziuni și atât la noi în țară, cât și pe televiziunile internaționale. Primii care au sărit să adopte acei copii, să ia acasă și să le ofere o familie, nu au fost românii. Primii care au sărit au fost americani sau cetățeni de alte, din alte țări, care au văzut această nevoie a copiilor. Erau, vorbim de copii recuperabili, da? Deci vorbim de copii cu retard sever. La Cighid ajungeau cei pe care scria pe actele medicale irecuperabili. Erau duși acolo tocmai cu scopul de a fi exterminați din această societate pe care da, regimul intenționa să o construiască ideală. Socialismul ideal. Da, și acela a fost primul turnesol. Este clar că la acel moment nu am fost pregătiți pentru așa ceva. Din păcate, de 30 de ani, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în perspectiva aceasta. Există oarește schimbări, dar nu sunt încă acele schimbări în care să spunem că vorbim de o altă cultură a adopției. De ce spun asta? Conform studiilor naționale, majoritatea părinților care se îndreaptă spre ideea de adopție, cum a spus, vin ca o acțiune reparatorie la infertilitatea cuplului. Ceea ce nu este rău. Da? Deci nu vreau să blamăm această motivație. Eu am avut ocazia să stau de vorbe cu mame care plângeau și spuneau: m-am rugat ani de zile să pot să am un copil, să pot să țin un copil în brațe. Ei, mama aceea despre care vă vorbesc acum are doi copii adoptați, da? Deci Dumnezeu i-a adus în familie doi copii și sunt absolut superbi. Dar există această nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în noi de a îngriji de copii și de a lăsa în urma noastră o moștenire și în sensul uman. Și nu aș blama perspectiva aceasta, însă eu cred că mai trebuie făcuți niște pași de aici. Trebuie să mergem spre a vedea care este nevoia copilului, pentru că până la urmă de acolo plecăm. Avem în România 50.000 de copii în sistemul de protecție și astăzi, la ora la care vorbim, avem peste 14.000 de copii încă în instituții. Da? Deci vorbim de copii care sunt în centre, care sunt în case de familiale, în apartamente sociale, unde angajații se schimbă pe ture, sunt debusolați psihoemoțional, nu au cui să spună mamă și tată, nu are cine să-i învelească seara la culcare, să-i sărute și să le dea o îmbrățișare. Da? Deci vorbim de peste 14.000 de copii în România care încă sunt în această situație astăzi. În această perspectivă, Atitudinea noastră ar trebui să vină și dintr-o altă zonă, nu doar din cea reparatorie pentru noi, pentru familia noastră, ci oarecum ar trebui să venim și din perspectiva lui Dumnezeu în toată povestea aceasta și nu mă refer strict la a îngriji de văduvă și orfan. Da? Deci asta, să spunem, este zona grosieră în care putem intra. Mă refer și la a reflecta asupra modului în care Dumnezeu ne-a adoptat pe noi în familia lui. Și de ce putem să ne spunem frați și surori? Pentru că facem parte din familia lui Dumnezeu, nu pentru că am fi din aceeași familie biologică, ci pentru că adopția în familia lui Dumnezeu este spirituală. Ei, venind cu această perspectivă, deja putem să vorbim de o schimbare culturală. Pentru că intervenția în zona de îngrijire a copiilor lipsiți de părinți nu mai este o intervenție reparatorie pentru mine, ci este o intervenție care vine în beneficiul copilului în risc sau în situație de vulnerabilitate. Deci, practic, se satisface o nevoie a părinților adoptivi, dar nevoia mare care trebuie într-adevăr rezolvată este a copilului. Copilului se dă o șansă, copilului se dă posibilitatea de a trăi într-adevăr într-o familie, de a simți ceea ce înseamnă apropierea de ceilalți membri a familiei și, bineînțeles, de a avea un viitor până la urmă, că asta și este. Da, și e foarte, foarte interesant. Toate studiile pe care au fost făcute, și mă refer la studii serioase, longitudinale, făcute pe mai multe continente, există un studiu făcut de Universitatea Harvard în care au fost prinși 136 de copii din București. Studiile acestea arată că în momentul în care un copil își pierde familia, sunt niște efecte biologice și psihoemoționale care îl afectează în dezvoltarea lui.
Vorbim de o încetinire a dezvoltării substanței cenușii și a substanței albe. Deci, cu alte cuvinte, creierul nu se mai dezvoltă la fel cum s-ar fi dezvoltat dacă acel copil era într-o familie, chiar și imperfectă, chiar și o familie, nu știu, care era la limita subzistenței. Chiar și în acele situații, creierul copilului se dezvoltă mai bine atunci când are mamă, are tată alături, are apartenență și are o siguranță care îi dă echilibru psihoemoțional și apartenența aceasta, știe cui aparține, decât în momentul în care pierde aceste lucruri și ajunge într-un mediu pe care Dumnezeu nu l-a pregătit, nu l-a gândit pentru el. Este o situație care iese din planul lui Dumnezeu, această rupere. Ei, ruperea aceasta afectează atât dezvoltarea neuronală, după cum spuneam, dar afectează și psihoemoțional copilul. Copilul începe să piardă puncte de IQ, nu pentru că își pierde din inteligență, ci pentru că nu se mai pot forma conexiunile neurocerebrale suficient de bine din cauza hormonilor de stres care invadează creierul. Nu se mai dezvoltă fizic la fel de bine, da? Sunt foarte multe cazuri în care copiii rămân mai mici de statură, mai puțin dezvoltați, rămân cu întârzieri în dezvoltare, tocmai din cauza impactului negativ pe care hormonii de stres îl au asupra copilului. Partea cea mai interesantă a studiului este că în momentul în care acești copii au ajuns în familie, toate lucrurile acestea s-au recuperat. Parțial sau total, dar s-au recuperat. În fiecare caz, în momentul în care un copil care și-a pierdut părinții ajunge în familie, există un nivel de recuperare, există o creștere. Majoritatea oamenilor care văd un astfel de proces spun, wow, copilul a înflorit. Și așa este. Așa este, a înflorit pentru că, regăsindu-și echilibru psihoafectiv, copilul a început să se dezvolte, hormonii de stres au început să se retragă, copilul a început să revină la nivelul de dezvoltare pe care l-ar fi avut de la bun început, conexiunile neurocerebrale au început să se refacă, IQ-ul a început să crească, da? Vai, copilul este rezultatele mai deștept. Rezultatele la școală. Da, exact, inclusiv pe palier cognitiv se întâmplă aceste dezvoltări. Deci, până la urmă, totul este să îi asigurăm din nou copilului acel mediu pe care Dumnezeu l-a intenționat de la bun început pentru creșterea lui. Foarte bine. Mă bucur să aud că, până la urmă, există beneficii vizibile în viața copiilor adoptați după integrarea lor într-un cămin, într-o familie. Dar totuși, cum tratați voi, cel puțin atunci când aveți întâlniri, cursuri, cu persoane care vor să adopte și au prejudecăți? O altă problemă a noastră, vorbim asta a oamenilor în general, nu numai a românilor în general, sunt prejudecățile. Și aici când vorbim despre copii, copiii care sunt în instituțiile acestea de îngrijire, ba ne uităm la originea lor, da? Sunt problema aceasta cu originea, da? Etnia și știi la ce mă refer. Apoi, bolile acestea dobândite, sau să spunem dezavantajele acestea dobândite chiar în instituția în care sunt localizați, da, unde își trăiesc zilele. Și alte deficiențe pe care le-au avut poate de la naștere, le-au dobândit în timp. Toate aceste probleme, să spunem, sunt motive pentru cei care într-adevăr se uită la ele cu atenție. Sunt niște prejudecăți care cu greu sunt, să spunem, depășite de părinții care până la urmă doresc să adopte și zic, nu pot să trec peste asta. Spuneam eu că toată lumea ar dori și probabil tu te-ai întâlnit în viața practică cu cerințe dintre acestea poate chiar nerealiste. Unii vor un anumit tip de copil cu un anumit comportament, o anumită vârstă, o anumită culoare a părului, practic care nu prea se potrivește cu ceea ce se află pe lista copiilor adoptabil. Cum îi învățați voi pe părinții aceștia care doresc să adopte, cum îi tratați problema aceasta a prejudecăților? Da, în momentul în care vedem că există aceste prejudecăți, încercăm să vedem care este fondul lor, de ce au apărut, care este de fapt cauza pentru care există aceste prejudecăți. Spre exemplu, prejudecăți legate de etnie. Nu vreau un copil care să fie mai închis la culoare, da?
Îmi vine în minte de fiecare dată când mă gândesc la asta imaginea unei familii din Hunedoara care a spus: eu nu pot să adopt pe un copil care este mai închis la culoare. Ei, când am făcut tabără, era atât de închis la culoare copilul pe care l-au adoptat că eu am crezut că e adoptat din Africa. Deci atât de închis la culoare era că eu am crezut că e din Africa și îmi spuneau: noi așa am plecat la drum că nu vrem să adoptăm un copil mai închis de culoare, dar când l-am văzut, așa ni s-a lipit inima de el că nu ne-am mai putut despărți. Da? Trebuie văzut care este cauza acestor prejudecăți. Au fost experiențe negative cu o anumită etnie. Există în familie persoane care au aversiuni față de o anumită etnie. Există, nu știu, reticențe cu privire la capacitatea de a îngriji un anumit handicap. Există, nu știu, experiențe negative care au stat la baza unei astfel de preconcepții. Toate lucrurile acestea trebuie explorate împreună cu familia respectivă. Dar ceea ce e important și îmi place că spui asta, deci practic mi se confirmă că există șanse ca o prejudecată sau mai multe prejudecăți să fie depășite. Absolut, sigur. Avem nenumărate exemple în sensul. Probabil sunt sigur de asta. Atunci când îmi spun lucrurile acestea, tu deja îți aduci aminte de episoade. Îi și văd în față. Nume și prenume, ca să zic așa. Oameni care au trecut prin experiența asta și uite că până la urmă copiii aceia au avut un final fericit, au ajuns acolo. Da, și între timp au mai adoptat un copil, apropo. Slavă Domnului! E o experiență. Până la urmă, experiențele acestea practice din viață. Noi vorbim aici, chiar discutăm argumente, venim din zona aceasta teoretică, dar până la urmă viața bate filmul, realitatea... Da. Apropo de prejudecăți, mult timp noi am avut prejudecăți cu privire la motivele pentru care creștinii nu se implică în procesul adopției. Și am spus, probabil una dintre prejudecăți este că se tem de influența spirituală negativă pe care copilul respectiv ar aduce-o în familie. Și asta pentru că am auzit de câteva ori acest argument. Ei bine, anul trecut am făcut un studiu național pe bisericile neoprotestante, tocmai ca să sondăm și să vedem care sunt prejudecățile, unde sunt opreliștile și așa mai departe. Ceea ce am descoperit este că acest argument era absolut nesemnificativ procentual. Cea mai mare opreliște era faptul că nu s-au gândit niciodată la adopție. Faptul că nici liderii din biserici și nici membrii bisericilor nu s-au gândit la adopție. Pur și simplu nu a fost în radarul lor perspectiva aceasta. Și ne-am dat seama că noi am avut o prejudecată cu privire la motivația membrilor din biserici de a nu se implica în procesul adopției și a trebuit să ne ajustăm și să conștientizăm că aceasta de fapt nu este o prejudecată reală, este un procent foarte, foarte mic în sensul acesta și marea problemă este faptul că nu știm, nu cunoaștem această problemă și nu avem suficiente informații care să ne lărgească orizontul și să ne aducă o perspectivă de genul acesta în contextul realității noastre. Aș vrea să trec la următorul argument, un argument tot prezent în limbajul nostru al românilor, atunci când mereu spunem despre sistem. Când spun sistem, toată lumea se gândește la ceva care arată ca o mașinărie și de care ar trebui să ne ferim. Și la ceva foarte negativ. Și bineînțeles la ceva care, foarte negativ. Odată intrat în malaxorul acesta, cam greu este de a avea succes, foarte dificil de a putea evolua, de a ajunge până la capăt și apoi, bineînțeles, multe lucruri se întorc împotriva ta. Deci, pe lângă faptul că nu reușești să ajungi unde trebuie, mai ai și niște repercusiuni asupra vieții personale. Și aici, clar, sistemul acesta zice că există și în domeniul adopției și aici mă refer la câteva lucruri, să spun așa, din bucătăria internă, lucruri pe care tu le știi și aș vrea să vedem cum vezi tu problema aceasta a listei copiilor adoptabili sau mai puțin adoptabili, mai mult compatibilitatea sau unora care vor să adopte, de fapt sunt descalificați pentru că nu se încadrează în cerințele legislative sau știu eu, cerințele pe care legislația în vigoare le are pentru părinții care adoptă. Mai sunt și alte lucruri. Timpul, la fel, perioada aceasta lungă de timp, e un proces care durează. Pregătirea, la fel, trainingul. Nu poți adopta un copil așa doar ducându-te acolo și te sunt în proces de training. Sunt componente ale unui sistem care
descurajează adopția de copii. Cum vezi tu așa, cu experiența ta de om care este în sistem, să zic așa, sau se luptă cu sistemul și a zice chiar ai reușit să ajut la îmbunătățirea acestui proces. Da, acum, când vorbim de sistem, trebuie să avem o perspectivă echilibrată asupra acestui aspect. În ce sens? Sistemul în sine nu este rău. Avea un sistem de protecție a copilului în România nu este un lucru rău. De ce? Vedem copila cerșit. Da, ce facem? Punem mâna pe telefon, sunăm la poliție și poliția ce face? Trebuie să le asigure oarecare protecție. Poliția nu ne poate asigura protecție și atunci este bine că există un sistem de protecție a copilului cu niște proceduri foarte clare ce se întâmplă în situația în care un copil este într-o situație de genul acesta sau copii abuzați din toate perspectivele. Vedem un copil care este abuzat, ce facem? Da? Există un sistem cu niște proceduri care să protejeze copilul de eventuale agresiuni sau orice lucru care i-ar putea pune în dificultate viața sau integritatea în vreun fel. Îmi aduc aminte că în anii 90 veneau misionari americani și când se dădeau jos din tren, primul lucru pe care îl vedeau, ce era? Copii aurolaci. Da? Noi nu mai avem acum copii aurolaci în Gara de Nord așa cum erau în anii 90. De ce? Pentru că există un sistem de protecție. Ei, acum, adevărul este că sistemul acesta de protecție este departe de a fi perfect. Și în momentul în care au început reglementările și procedurile pentru acest sistem, nu au fost gândite orientate spre familie, ci au fost gândite orientate spre un sistem. Statul știe să facă instituții, dar partea de familie, asta trebuie să o aducem noi. Nu o poate face statul. Statul nu poate asigura familii. Statul poate să intermedieze, statul poate să facă proceduri, dar nu poate să aducă o familie pentru copil. Asta noi trebuie să o facem. Dar în momentul în care au fost stabilite primele proceduri în 2004, care apoi au fost ajustate și așa mai departe, ideea de protecție era haide să-i luăm și să-i punem într-un centru unde să aibă hrană și adăpost și așa mai departe. Ulterior și-au dat seama că acest lucru nu era neapărat în interesul copilului, pentru că, după cum vă spuneam anterior, separarea aceasta de părinții biologici, chiar dacă nu sunt părinții perfecți, chiar dacă nu este mediul perfect și așa mai departe, este de natură să afecteze copilul și nu să să-i aducă bunăstare. Și s-a și creat oarecare piață de abandon în sensul ăsta în acea perioadă. Da, deci sistemul nu a fost, să zicem, din 2004 pe principiile corecte, dar a fost ajustat în timp. În 2012 au fost niște ajustări, în 2016, dacă vorbim despre adopție, au avut loc câteva modificări semnificative, printre care și așa numită listă de copii greu adoptabili, pe care adoptatorii o pot vizualiza direct și pot avea o vizualizare nemijlocită cu o anumită parte din copiii declarați adoptabili, vom reveni la acest subiect. Da? Iar acum, în anul trecut, a fost promulgat un nou set de modificări la care ARFO a lucrat în ultimii 4 ani, și care practic echilibrează și mai bine sistemul pentru că scurtează perioada de ședere a copilului în sistem. Una dintre marile probleme și marile provocări pe care le-am avut a fost faptul că copilul intra în sistem și stătea acolo pe termen nedefinit, într-o perioadă care ar trebui să fie temporară de plasament. Asta ar fi trebuit să se finalizeze ori cu reintegrarea în familie biologică, ori cu declararea adoptabilității. Iar lucrul acesta ar fi trebuit să aibă un termen. Inițial n-a avut niciun termen și atunci au stat până la limită de vârstă. Acum câțiva ani, Banca Mondială estima undeva la 7 ani și jumătate de ședere medie a copilului în sistem. Ceea ce înseamnă că dacă un copil a intrat în sistem în 2-3 ani, s-a finalizat situația, ori reintegrare, ori adopție, a fost un alt copil care a intrat în sistem și n-a mai ieșit până la limită de vârstă. Ceea ce nu este în regulă. Da? Sistemul de protecție trebuie să fie o măsură intermediară, punctuală, de sprijin pentru rezolvarea situației de dificultate în care se află copilul la un moment dat. Această scurtare a șederei copilului în sistem este adresată acum cu noile modificări la legea adopției, care intră în vigoare în martie anul acesta.
Și timpul de ședere al copilului în sistem trebuie să scadă cât mai mult spre un an de zile. Da? După 12 luni, managerul de caz are obligativitatea, dacă nu este posibilă reintegrarea, de a declara adoptabilitatea copilului și adoptatorii să poată să intre în potrivire cu el. Din 2004 până în 2016 a fost o perioadă în care, într-adevăr, procesul de a adopta un copil era foarte dificil, pentru că adoptatorii se atestau și până când se intre într-o oarecare potrivire cu un copil declarat adoptabil, care oricum erau puțini și listele nu puteau fi accesate de adoptatori, trecea foarte mult timp. Ei, din 2016, după cum spuneam, există această listă de copii greu adoptabili, respectiv copiii care timp de 3 luni nu au intrat în potrivire cu niciun adoptator după declararea adoptabilității. Ei se află din start în această listă, după 3 luni de la declararea adoptabilității, și toți adoptatorii atestați se pot duce la direcție și pot să vadă, în momentul de față, lista aceasta are peste 2000 de copii. Motivele pentru care un copil nu intră în potrivire timp de 3 luni sunt foarte diverse. Spre exemplu, sunt grupe de frați. Majoritatea adoptatorilor se atestă pentru un copil. Da? Hai să adoptăm unul și mai vedem pe măsură ce mai prindem aripi. Ei bine, realitatea sistemului este că foarte mulți dintre copiii care sunt în sistem au frați în sistem și atunci sunt grupe de frați inseparabili cu care nu intră niciun adoptator în potrivire. Un astfel de exemplu, deci în momentul în care vorbesc îmi tot vin imagini. Cu siguranță, eram sigur de asta. Imagini de familii și copii. Un astfel de exemplu este prima familie care a adoptat 3 frați de pe listă. S-a atestat pentru un copil, s-a dus la listă, acolo a văzut 2 surori, aveau 3 ani la vremea respectivă, dar erau împreună cu un frate de 1 an și 8 luni inseparabil. Și au spus, păi îi adoptăm pe toți. Și uite așa, în 6 luni de zile de la atestare, ei au avut 3 copii acasă. Da? Deci, revenind la întrebare, procesul de adopție în momentul de față este total diferit față de ceea ce era în 2004. Este mult mai fluidizat. Atestarea durează maxim 3 luni de zile, după care ai acces la lista de copii greu adoptabili, poți să intri în potrivire, undeva la un an, un an și jumătate durează în medie o adopție. Evident, dacă nu îți dorești un bebeluș care să fie eventual sub un an de zile. Sunt rare situațiile în care un copil de genul acesta devine adoptabil. Dar dacă ești deschis pentru ideea de adopție, eu zic că nu există nicio șansă să nu adopți dacă vrei cu adevărat. Cu siguranță. Să vrei cu adevărat și apoi totul este posibil, mai ales că voi, prin intermediul asociației, faceți consultanțe, ajutați, faceți training, pregătiri, conferințele despre care spuneam la început emisiunii, da? Atunci când împreună cu celelalte organizații vă preocupați, aduceți la zi, legislație, tot ce înseamnă, să spunem, pașii aceștia premergători adopției. Rămânem puțin în zona aceasta a legislației. Știu că voi ați lucrat, și ai spus-o și tu puțin mai devreme, ați lucrat la îmbunătățirea acestei legi. A fost un proces destul de anevoios, cu siguranță. A durat destul de mult până legea, nu știu... Și încă avem și alte modificări care sunt în flux în parlamentar. Nu știu cum e acum. Ești mulțumit de ceea ce a ieșit? Mai sunt lucruri care crezi că se pot îmbunătăți? La legea 273 privind regimul juridic al adopției, bine, întotdeauna sunt lucruri care se pot îmbunătăți, dar perspectiva noastră este că în momentul de față avem o legislație coerentă pe regimul juridic al adopției. La perspectiva legii 272, care privește drepturile copilului, acolo mai sunt câteva lucruri de lucrat și sunt în flux parlamentar. Dar pe partea de adopție, eu zic că în momentul de față numai să avem familii pentru câți copii adoptabili estimăm că vor veni în cursul anului acesta și anul următor. Excelent! Pentru că dacă o legislație precară spune piedici, vă dați seama că și toate aceste argumente puse cap la cap descurajează mult mai mult atunci când te duci și vrei să începi procesul acesta de adopție și te întâlnești cu niște proceduri, cu niște chiar funcționari, aș spune, care în loc să-ți explice, o spun bețe în roate și până la urmă... Da, aici la partea de funcționari și interacțiunea cu direcții și așa mai departe mai este încă de lucru.
Sunt câteva direcții în țară care pur și simplu ne uimesc prin deschiderea pe care o au. Și vin oameni în taberele noastre care ne spun, păi mă duceam la direcție ca la mine în familie, adică vorbeam deschis, era o atitudine foarte frumoasă din partea funcționarilor, și sunt alte direcții unde feedback-urile sunt la 180 de grade. Aici încă mai este de lucru, dar per ansamblu cred că suntem în direcția bună. Bun. Ultimul punct din zona aceasta legislativă este dacă problema aceasta a adopțiilor internaționale s-a rezolvat, s-au deschis ușile sau încă mai e de lucru? Nu, adopțiile internaționale nu au trecut de Comisia de Muncă din Camera Deputaților. Este singurul lucru de pe agenda noastră care încă nu a fost finalizat pe legea 273. Aș vrea să fac o precizare de ce ne dorim deschiderea adopțiilor internaționale. În momentul de față avem copii cu handicap care sunt în centrele din România și pe care adoptatorii români nu îi adoptă. Copiii aceștia ar avea șanse nu doar de a avea o familie, ci de integrare socioprofesională în alte state. Dar nu sunt familii de adoptatori români în acele state care să dorească să adopte copii. Acum îmi vine în minte exemplul unui copil fără mâini și fără picioare. Da? Este un sindrom, în fine, nu o să intru în detaliile medicale. Un voluntar american a văzut acest copil în centru, copilul are acum mai bine de 6 ani, a dorit să îl ia în Statele Unite, cel puțin pe o bursă educațională, ceva, nici cu ambasada Statelor Unite, nici cu autoritățile române, nu am găsit nicio soluție pentru că acest copil să ajungă acolo. În Statele Unite ar avea șanse la educație la care noi nici nu ne imaginăm în momentul de față aici, în România. Copilul în momentul de față este într-un centru, stă într-un pat, se uită în tavan și aia e tot. Și așteaptă să moară, practic, pentru că altceva, altă speranță, altă șansă de viață nu are aici. Și în Statele Unite ar putea să aibă parte de educație, de integrare socioprofesională, de o cu totul și cu totul altă experiență de viață. Din această perspectivă, credem că este necesar să deschidem adopțiile internaționale. Evident, cu o graduare și prima șansă de adopție să fie adopția națională, apoi a doua șansă de adopție la adoptatorii români din străinătate, din diaspora. Și dacă aceste etape nu dau rezultate, atunci copilului trebuie să-i asigurăm dreptul la a avea o familie, chiar dacă aceasta nu este cadrul unor adoptatori români. Sper ca și acest punct al legislației să fie rezolvat și copiii aceștia... Depunem în continuare eforturi. Știu că faceți eforturi și sunteți preocupați împreună cu echipa de îmbunătățirea legislației și dacă s-ar putea rezolva cât mai repede, acum avem un parlament nou, deci deputați și senatori proaspăt veniți în legislativă, așa că trebuie să fie acolo mai deasupra, să spunem, listei de dosare cu noile lege. Da, sperăm cel puțin legea pentru protecția drepturilor copilului să treacă mai repede prin circuitul parlamentar, pentru că ea a mai trecut o dată, de fapt, și a fost întorsă de președinte. Și sperăm să urmeze circuitul. Da, acolo au fost și alte discuții, dacă ne ducem aminte. A fost un articol care a fost controversat. Și... Un articol pe care și noi l-am dezbătut aici se referă la educația aceasta sexuală, cum mi se spune, de către, cel puțin în limbajul organizațiilor progresiste, să spunem așa, și bineînțeles amendamentul care a fost depus puțin mai târziu referitor la educația pentru sănătate și se pare că nu s-au potrivit cu ceea ce președintele României... Da, și s-a asigurat de toate prerogativele legale pentru a respinge... Sperăm să revină și să vină cât mai rapid în fluxul. Dacă va reveni acum, va fi obligat să-l promulge. Cu siguranță. Ne întoarcem la studiul pe care tu l-ai făcut anul trecut în bisericile evanghelice. Aș spune că preocuparea pentru văduvă și orfan este, să spunem, un subiect aparte. Este o categorie specială. Sunt două categorii, de fapt. Văduva și orfanul în tot ceea ce înseamnă parcursul acesta al vieții omului. Dumnezeu, de când
a creat omul și până în zilele noastre întotdeauna a avut această grijă pentru văduvă și orfan și a apreciat pe cei care au făcut-o. Și bineînțeles că și noi suntem încurajați, vedem asta cu foarte multă atenție în Vechiul Testament, în viața poporului Israel, dar și bineînțeles sunt o grămadă de să spunem, îndemnuri în Noul Testament. Dacă ne întoarcem la studiul pe care l-ai făcut tu, ai spus o chestie care mie îmi dă de gândit. Spuneai că, practic, cei care au răspuns, nu care avea ceva împotrivă, pentru că, clar, Biblia ne învață să facem lucrul acesta, dar nu s-au gândit. Nu au fost preocupați și acum încerc să aflu de la tine la care ar fi soluțiile care preocuparea aceasta să fie, într-adevăr, mai atent, să se vorbească, să se conștientizeze, pentru că atunci când nu se vorbește, bănuiesc că n-ai de unde afla decât din alte surse. Deci biserica cred că ar trebui să fie locul unde această conștientizare, awareness, cum se spune în limbaj de specialitate, în limba engleză, dar ar trebui să fie locul acolo unde preocuparea aceasta pentru orfan ar trebui să fie una din punctele activității sociale. Pentru că biserica, trebuie să recunoaște, încă are o activitate socială destul de bogată și vorbim aici despre tot ce înseamnă comunitatea creștină din România. Dar de predicat nu prea am auzit predicându-se, da? Deci o constatare personală, activități foarte multe sunt destul de izolate și mai mult atunci unde sunt, nu prea sunt promovate. Așa că din perspectiva aceasta biblică, creștină, ce am putea face ca totuși comunitatea creștină să fie cea care dă tonul, care conduce plutonul acestor al persoanelor care vor să adopte? Faptul că nu s-a predicat concluzia personală pe care ați avut-o este validată de studiul nostru, pentru că ceea ce am descoperit este că în 70% dintre biserici nu s-a vorbit niciodată despre adopție din perspectivă biblică. Da, deci este într-adevăr o mare problemă. Și aici aș vedea primul punct. Da? Deci primul punct ar fi de conștientizare, în primul rând, a liderilor de biserici, pentru că ei dau tonul cu privire la temele, să spunem, pe care biserica le urmează, le abordează și așa mai departe. Și aici ar fi un prim pas. Însă un alt lucru pe care ni l-a relevat studiu a fost că acolo unde au fost membrii din biserici sau lideri din biserici care s-au implicat în activități colaterale, asta ce înseamnă? S-au dus și au îngrijit de niște copii dintr-un centru sau s-au implicat în educația unor copii care erau în situații de risc sau lucruri de genul acesta, cumva au fost mai sensibilizați, s-au apropiat mai mult de domeniul acesta. Și procentul celor care s-au implicat în perspectiva plasamentului și a adopției copiilor din această zonă a bisericilor care s-au implicat colateral în subiect a fost mult mai mare decât al bisericilor care nu au fost implicate niciun fel în subiectul acesta și unde evident nu s-a vorbit niciodată despre reflexia teologică asupra adopției, atât din perspectivă spirituală cât și din perspectivă naturală. Văduva și orfanul, cum spuneați, sunt într-adevăr categoriile cele mai vulnerabile pe care Dumnezeu le menționează în Vechiul Testament, pentru care există niște proceduri legale foarte clare în Vechiul Testament. Nerespectarea drepturilor văduvei și ale orfanului au fost parte dintre motivele pentru care Dumnezeu a fost atât de supărat, da? Și aici putem să ne uităm la profeții dinaintea exilului babilonian, la Ieremia, la Isaia. Dumnezeu aduce cu fiecare profet, Dumnezeu aduce această perspectivă pentru că neglijați dreptul văduvei, pentru că a supris pe orfan din cauza aceasta, da? Sunt niște consecințe în perspectiva aceasta. Și Dumnezeu privește foarte, foarte serios aceste, sau mai bine zis, înăsprirea situației acestor categorii vulnerabile. Dincolo de aceasta însă, ceea ce vedem în cultura iudaică este că nu avem orfelinate. Da? Este primul lucru. Noi astăzi, dacă vrem să avem repede o lucrare, să spunem așa, în domeniul acesta, mergem într-un orfelinat, facem ceva cu un orfelinat, mergem într-o casă de copii sau lucruri de genul. Lucrurile astea nu-l găsim nicăieri în cultura iudaică. De ce? Pentru că protejarea orfanului se făcea în mediul de familie. Era luat în familia extinsă, era luat de
cineva din poporul lui și îngrijit în familie. Da? Perspectiva era în familie. Ei, cumva, din punct de vedere istoric, lucrurile ne-au dus spre zona instituțională, dar aceasta nu este o formă biblică de îngrijire a orfanului. Și, în fine, putem să avem o dezbatere pe tema aceasta. Da? Există exemplul lui George Müller, care a deschis un mare orfelinat, care a avut o școală, 10.000 de orfani îngrijiți și așa mai departe. Dar dacă punem exemplul lui George Müller în contextul social al vremii, ne dăm seama că ceea ce a făcut Dumnezeu acolo prin George Müller a fost să protejeze viața și să intervin viața copiilor și să intervină cumva în protecția lor, pentru că situația era atât de gravă încât copiii realmente mureau pe sub poduri. Da? Nu erau luați în familie extinsă, nici perspectiva creștinilor din zonă nu era de a aduce copiii în familie și atunci copiii care rămâneau fără părinți dintr-un motiv sau altul ajungeau să moară pe sub poduri, să trăiască din cerșit. Așa numitele case de muncă din Anglia puteau acomoda maxim 3600 de copii, erau mult mai mulți copii orfani în zona respectivă și atunci George Müller ceea ce face este să aducă o protecție în primul rând fizică, apoi educațională și apoi spirituală într-o situație în care, să zicem, comunitatea creștină nu își mai îndeplinea rolul de a absorbi în familii copiii care rămâneau orfani dintr-un motiv sau altul. Și lucrul acesta îl vedem pe parcursul istoriei. Da? Societatea românească, noi până la comunism nu am știut ce înseamnă orfelinate. De ce? Pentru că copiii erau în mediul rural, luați în familia extinsă, luați de un vecin de pe uliță. Nu exista ideea de a construi o casă în care să pui copiii care au rămas orfani dintr-un motiv sau altul. Nu exista lucrul acesta. Ei, perspectiva comunistă a adus instituționalizarea ca și soluție pentru copiii nedoriți, pentru copiii cu malformații grave și așa mai departe. Și v-am spus unde a dus o astfel de soluție. A dus realmente la exterminarea lor și existau așa numitele cămine pentru copiii recuperabili, care erau niște lagăre de exterminare și asta am avut ocazia să cunoaștem în momentul în care s-au deschis și ne-am dat seama în ce situație suntem. Dar instituționalizarea nu este nici cum prinsă în perspectiva biblică, nu este nici cum prinsă în perspectiva lui Dumnezeu cu privire la îngrijirea orfanului. Chiar din experiența bisericii primare, am putea spune, dacă ne uităm, sunt câteva exemple foarte frumoase consemnate de istorie, că ceva care i-a șocat pe cetățenii păgâni la vremea respectivă este că noi convertiți îi adunau pe acei copii lăsați pe drumuri, practic ai nimănui copiii din afara cetăților, ei erau adunați și îngrijiți, practic se dădeau o viață. A fost așa o diferență izbitoare de ceea ce societatea obișnuia să facă la vremea respectivă. Da, biserica primară a fost pusă în contextul de a trăi într-un cadru cultural greco-roman. Ori cadrul cultural greco-roman nu avea nimic de a face cu valorile iudeo-creștine. Da? Viața nu avea valoare în sine prin faptul că Dumnezeu a dat-o. Viața avea o valoare utilitară și lucrul acesta, în mod special în Sparta, se vedea foarte bine. Era un om care reprezenta autoritatea statului pentru viața și moartea copiilor. Venea la nașterea unui copil și părinții n-aveau nimic de spus. Venea autoritatea respectivă și spunea acest copil trăiește sau moare. Da? Pentru că statul era cel care deținea proprietatea asupra copiilor. Ei, perspectiva aceasta este de neimaginat în cultura iudeo-creștină, unde Dumnezeu este proprietarul vieții, da? Și unde fiecare viață umană, indiferent de sex, indiferent de etnie, indiferent de grad de handicap, are valoare în sine pentru că a fost dată de Dumnezeu. Sunt perspective total, total diferite. Ei, și acum creștinii erau puși într-un astfel de context în care copiii erau ori uciși, ori în cultura romană lăsați la ușă să fie luați de negustorii de sclavi și dacă nu erau luați de negustorii de sclavi, erau duși în afara zidurilor cetății să fie sfârșiați de animale sălbatice. Deci, realmente, lucrurile acestea se întâmplau în cultura respectivă ca și un status quo. Deci, nu era nimic neobișnuit. Și creștinii, știind, conștientizând că este o valoare pe care Dumnezeu a pus-o în viața aceea,
au început să fie cunoscuți ca cei nebuni care ieșeau în jurul zidurilor și adunau copiii lăsați pe acolo de romani. Și atunci îi luau acasă, îi îngrijeau ca și pe ai lor, îi creșteau ca și pe ai lor, știind că nu este nicio diferență între valoarea vieții copilului lor și valoarea vieții acelui copil pe care tot Dumnezeu a lăsat-o. Și, într-adevăr, Biserica Primară are această, să zic, această notă de îngrijire a copiilor în familie și ulterior, chiar în secolul 14, în secolul 4, scuze, chiar în perioada aceea de început a bisericii, îl vedem și pe Calist I, episcop al Romei, care și-a făcut o misiune din a găsi familii pentru copiii care nu aveau părinți. O misiune care o găsim și în zilele noastre, e o misiune și a voastră, a celor care lucrați în cadrul Alianței România fără orfan. Ați spune o misiune nobilă și ne bucurăm pentru ceea ce faceți și vă încurajăm, bineînțeles, contribuind și noi, așa, cu resursele pe care le avem, la conștientizarea aceea despre care am vorbit puțin mai înainte. Liviu, ne apropiem de încheiere și aș vrea să concluzionăm. Am pus, să spunem așa, viața și moartea față în față în discuția noastră. Ți-am prezentat câteva argumente, poate cele mai întâlnite, mai sunt și altele, dar poate cele mai întâlnite, argumente care de obicei opresc, descurajează, îi fac pe cei care ar putea să adopte un copil, să schimbe viața unui copil, să nu meargă mai departe, ci să se retragă și, cine știe, să se închidă probabil în sine, să devină poate puțin mai egoiști decât erau înainte, sau chiar să lupte cu sistemul, cu prejudecățile, cu cultura în care se află și să se ducă și să facă pasul acela spre adopție. Concluzionând, toate aceste motive care ți le-am adus în seara aceasta, cu ajutorul tău am văzut că se pot demonta, se pot trece peste ele dacă se dorește și, bineînțeles, dacă se face pregătirea aceea. Pregătirea la care și voi contribuiți prin ceea ce faceți. Aș vrea să tragem o concluzie clară în favoarea adopției. Fie că suntem creștini, fie că nu suntem creștini, cu atât mai mult dacă suntem creștini, avem motivația biblică de a merge în procesul acesta, dar aș vrea așa ca un îndemn, ca o încurajare pentru cei care poate s-au gândit, poate își doresc, poate n-au avut curajul, poate s-au regăsit între cei care au avut aceste argumente. Care este mesajul tău așa de încurajare, de a merge mai departe și, bineînțeles, chiar de a lua legătura cu voi în cazul în care cineva chiar este interesat și vrea să afle mai multe și să găsească resurse potrivite pentru a adopta un copil? Mesajul meu nu poate fi decât: Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Asta spune Psalmul 61. Și ce mare binecuvântare poate fi să poți fi parte din ceea ce face Dumnezeu. Da? Și să fii parte din acest lucru pe care Dumnezeu îl face, de a da o familie celor părăsiți. Apoi, aș vrea să subliniez un aspect. Noi punem foarte mult accent pe biologie. Sânge din sângele meu, carne din carnea mea și toate lucrurile acestea. Dar Dumnezeu nu pune accent pe asta. Dacă ar pune accent pe asta, nici eu și nimeni, poate, foarte puțin poate din cei care ne ascultă acum, ar putea să spună că fac parte din familia lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne putem duce înapoi descendența la Avram? Persoana cu care Dumnezeu a făcut legământul, da? Dar Pavel vine și spune: legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram nu a fost cu sămânța lui biologică, ci a fost cu sămânța lui spirituală. Și tocmai de aceea Evanghelia a putut să ajungă și până la noi, tocmai de aceea și noi putem să ne numim fii și fiice a lui Dumnezeu. Și dacă nu ar fi fost această perspectivă spirituală și nu biologică, niciunul dintre noi nu am putea să ne numim cu adevărat creștini, decât cei care sunt codescendenți biologici din Avram. Da? Ei, dar în momentul în care noi venim ca aplicație la propria noastră viață și propria noastră familie, lucrăm cu o dublă monedă. Pentru că nu mai spunem
perspectiva spirituală este cea care definește a fi fiu sau fiică, ci spune în perspectiva biologică definește ceea ce este fiu sau fiică. Ei bine, cine a adoptat poate să spună, și am nenumărate exemple în sensul acesta, că copilul adoptat și copilul biologic sunt la fel de mult copiilor. Nu există nimic mai presus sau mai prejos. Există doar două modalități diferite prin care a venit în familia lor. Dar perspectiva spirituală asupra adopției îți dă o nouă latură în care poți să vezi, să trăiești și să experimentezi ce înseamnă să ai un fiu sau o fiică care să fie în perspectivă biologică și spirituală copilul tău și un fiu sau o fiică care să fie din perspectivă spirituală copilul tău și până la urmă să ajungi să iubești, nu mai spun pe cine mai mult, că o să creez disonanțe. Dar avem multe exemple în care spun, nu știam dacă o să pot iubi copilul adoptat la fel ca și pe copilul biologic și acum îmi pun problema dacă nu cumva iubesc copilul biologic mai puțin. Și poate chiar am văzut, să știi, Liviu, și am fost surprins să văd că sunt copii adoptați care chiar seamănă cu părinții care au adoptat. Da. Nu vine da, să cred că trăneam comunitatea. Bine, am mai văzut asta și la soț-soție, care trăiesc foarte mult împreună. Ani de zile, la un moment dat, a ajuns chiar să semene. Adică, așa de bine s-a făcut uniunea aceasta între ei. Copiii adoptați seamănă cu părinții care tocmai au adoptat. Sunt cercetări care tocmai arată că pe măsură ce relația dintre două persoane este mai puternică, are loc un transfer de arhitectură neurocerebrală. Asta înseamnă că modul în care îmi conturez gândurile, emoțiile, se transferă asupra celuilalt. Pe măsură ce relația este mai puternică. Ei, tocmai de aceea, între un soț și o soție, pe măsură ce relația este mai puternică, apare lucrul acesta. Tocmai de aceea, între un copil adoptat și un părinte adoptiv, pe măsură ce relația este mai puternică, apare lucrul acesta. Și tocmai de aceea, Hristos vorbește despre metanoia, despre schimbarea minții noastre. Și pe măsură ce ne apropiem mai mult de El, apare lucrul acesta, transformarea caracterului nostru după chipul său, da? Este un transfer de arhitectură neurocerebrală, este un transfer care se întâmplă dincolo de nivelul fizic pe care îl putem vedea cu ochii. Așa este și îți mulțumesc foarte mult, Liviu, pentru seara aceasta. A fost o emisiune extraordinară. Mă așteptam la un conținut bogat, ceea ce tocmai ne-ai demonstrat și de data aceasta. Îți mulțumim că ai venit cu argumente, cu explicații și mai mult că ne-ai adus la zi și mai mult că ne-ai încurajat să facem pasul acesta, plecând și de la motivația aceasta biblică, de a avea grijă de copilul orfan și de văduva. Îți mulțumesc foarte mult! Cu mult drag! E o mare bucurie pentru mine! Încheiem emisiunea din seara aceasta, stimați prieteni, vă mulțumim că și de data aceasta a fost cu noi, vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!